Aș dori în dimineața aceasta să vorbim din Iosua, capitolul 9. Aici suntem cu studiu. Suntem în a doua parte a cărții, am putea spune, din capitolul 6, în capitolul 12, unde se vorbește de cucerirea țării promise. Și aș dori să vedem sau să privim spre frica gabaoniților într-un mod special. Frica gabaoniților în fața poruncilor lui Dumnezeu, frica gabaoniților în fața judecății lui Dumnezeu, sau aș spune chiar frica gabaoniților în fața mâniei lui Dumnezeu. Dar haideți să citim textul. Iosua, capitolul 9. La uzul acestor lucruri, toți împărații care erau dincoace de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta Mării cele Mari, până lângă Liban, hetiți, amoriți, cananiți, feriziți, heviți și ebusiți, s-au unit într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi de măgari, pe măgarii lor, și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără, la Gilgal, și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată. Acum, deci, faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se despre el și de tot ce a făcut în Egipt, de tot ce a făcut celor doi împărați ai amoriților, dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratului Hezbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată-le, s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea premare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață. Și căpetenele adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor, căci copiii lui Israel au plecat a treia zi și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că îi vor lăsa cu viață, și toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor. Toate căpeteniile au zis întregii adunări: le-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viață ca să ne aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuințați la tăiat lemne și l-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile. Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat zicând: suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei, și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Și acum iată-ne în mâinile tale. Fă cu noi
ce vei crede că este bine și drept să faci. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse. I-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât. Dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul, ceea ce fac până în ziua de azi. Dragii mei, la auzul acestor lucruri, nu cred că putem înțelege capitolul 9 dacă nu ne legăm de lucrurile care au fost înainte. Cel puțin în felul acesta începe capitolul 9. La auzul acestor lucruri, dar care erau lucrurile, dragii mei, care ei le-ar fi putut auzi? Fără îndoială ne spune textul că au auzit de ce s-a întâmplat de când au ieșit poporul acesta din Egipt, ce s-a întâmplat cu Faraon, cum au trecut prin Marea Roșie. Dar ei menționează și de împărații Sihon și Og, care erau dincolo de râu. Fără îndoială au auzit ce s-a întâmplat cu cetățile Erihon și Ai, care erau lângă ei. Dragii mei, lucrurile acestea, aceste cuceriri care s-au întâmplat în mijlocul lor, ei au priceput că nu au cum să fie ca toate celelalte războaie care se dădeau până atunci. Care era rostul unui război în vremea aceea? Cucereai ori expansiune, te întindeai ca teritoriu, ori îi puneai ca rob sau puneai robie peste ei, să iei un câștig. Și cu cât imperiul era mai mare, cu atât veniturile în împărăția ta erau mai multe. Dar ei au realizat că nu era vorba de așa ceva, pentru că toate aceste cetăți, Sihon, Og, Erihon, Ai, toate au fost cucerite și nimicite cu desăvârșire, omorâți de la cei mai mici copii până la cei mai mari. Au realizat că este ceva mai mult decât atât. Și în momentul, dragii mei, când au început să-și pună întrebări, de ce? De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce nu putem să fim robi? De ce nu putem să plătim, eu știu, ceva celui care e mai puternic ca noi? Au aflat de ce s-a întâmplat, dragii mei, în sfârșitul capitolului 8. Legea de pe muntele Ebal și Garezim, care le-a explicat pe îndelete de ce acționau în felul acesta. Legea lui Dumnezeu a fost clară pentru ei. Tot ceea ce s-a întâmplat pe muntele Ebal și Garezim, blestemele care le-a declarat, legea care era scrisă, citeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a făcut pe fiecare să priceapă de ce se întâmplau lucrurile acestea în mijlocul lor. Și au priceput că era binecuvântare sau legea chema sau aducea binecuvântare și pace pentru cei ce trăiau în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, dar pe de altă parte aducea blestem și distrugere pentru toți cei ce trăiau în neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă putem simți spaima care era în inimile acestor oameni. Am stat și mi-am imaginat și chiar vorbeam la grupul de casă că s-a întâmplat mai mult pe muntele Ebal și Garezim decât am putea crede noi. În momentul acela, pe muntele Ebal și Garezim, prin acea ceremonie fastoasă, înaintea tuturor, căci nimic nu s-a făcut în ascuns, totul s-a făcut la vedere. După cum se spunea și data trecută, zona era ca un anfiteatru. Toți, sau cel puțin, cred că cel puțin un spion din toate cetățele cananite erau prezente acolo ca să audă. Și apoi, toată acea zidire de altar și scriere de lege, care sigur nu a ținut o zi, nu puteai să scrii toată cartea Deuteronom dacă într-adevăr ea a fost scrisă, nu putea fi scrisă într-o zi, două. Și au trebuit să adune pietre, să zidească, să tencuiască și apoi să scrie în tencuiala aceea toată cartea Deuteronom. Dacă este adevărat, a ținut mult timp lucrul acesta. Și au avut timp toți să meargă înapoi în cetățile lor și să spună de ce se întâmplă ce se întâmplă în mijlocul lor. Dar acum pe muntele Ebal și Garezim, israeliții, dragii mei, au proclamat legea lui Dumnezeu ca lege supremă a întregii țări. Era o nouă lege după care țara trebuia să funcționeze. Vorbeam la grupul de casă și spuneam, ce-ar fi ca să simțim puțin cu ei dacă țara noastră ar fi fost cucerită și undeva în mijlocul orașului, să zic în Piața Unirii, ar fi fost pusă
legea nouă a musulmanilor, Sharia. Și a spus, cine nu împlinește legea aceasta, va fi omorât. Sau de azi înainte, după legea aceasta, vor funcționa lucrurile. Da? În felul acesta trebuie să înțelegi, cine nu împlinește, va muri. Cine nu va asculta de poruncile Domnului, va pieri. Dragii mei, asta era reacția lui Dumnezeu la păcatele lor, că și păcatele despre care tocmai vorbise Dumnezeu în Geneza capitolul 15 lui Avram, că nu au ajuns la culme în momentul de față, toate aceste păcate au ajuns la culme. Dar se pune întrebarea, ce reacție poate avea omul în fața judecății lui Dumnezeu sau în fața mâniei lui Dumnezeu din pricina păcatelor care se întâmplau în mijlocul lor? Știu că nu poți să rămâi indiferent în fața mâniei lui Dumnezeu. Trebuie să ai o poziție, ori la dreapta, ori la stânga. Și, dragii mei, pentru prima dată putem vedea, cel puțin așa începe capitolul 9, cu împotrivire. Au auzit heviți, amoriți, cananiți, feriziți, heviți, iebusiți. Toți au auzit această lege și au zis, trebuie să facem o coaliție. Trebuie să facem o coaliție, să ne împotrivim acestei legi care Dumnezeu o declară în pământul nostru. Noi vrem să ținem la viața noastră. Noi nu vrem să ne schimbăm viața. Și au început să lupte nu doar împotriva, sau și-au dorit lupta, nu doar împotriva lui Israel, ci împotriva acestui Dumnezeu care își declara legea în pământul lor. Acum mi-am amintit un text când m-am gândit la această împotrivire a lor din Isaia capitolul 3. Mi-a rămas un text sau un verset în minte, versetul 8. Spune că poporul din vremea aceea, prin neascultarea lor, înfruntau privirile mărețe ale lui Dumnezeu. Cred că exact același lucru făceau toți aceștia. Dar pe de altă parte, aici și cealaltă reacție, și anume reacția de pocăință, când realizezi ce ți se poate întâmpla? Atunci nu ai altă soluție decât să cauți mila și îndurarea acestui Dumnezeu care rostește în dreptul tău pedeapsa morții. Avem, cum am spus, coaliția aceasta militară din tot sudul, toți se unesc, spune, trebuie să mergem împotriva acestui Dumnezeu. Dar și gabaoniții, dragii mei, au fost chemați în această coaliție. Și ei, cu cetățile lor, ar fi trebuit să intre în această coaliție. Dar au stat și s-au gândit. Oare ce trebuie să facem? Și aș vrea să privim astăzi la acești gabaoniți, la reacția lor. Data viitoare, sigur, ne se va vorbi din capitolul 10, cei care ați citit mai departe, ni se vorbește de această coaliție împotriva poporului lui Dumnezeu. Dar capitolul 9 se concentrează parcă pe inima acestor gabaoniți. Acum, după cum spuneam, și ei au fost chemați de a merge în război împreună cu toți frații lor, aș spune. Pentru că ei toți erau împreună. Dacă vreți să vedeți începuturile lor, citiți capitolul 10 din Geneza, unde ni se spune acolo de unde veneau ei, zona în care trăiau și cum s-a împărțit lumea din Sem, Ham și Iafet. Gabaoniții aveau de ales să-L înfrunte pe Dumnezeul lui Israel, să fie de partea fraților lor sau să suporte consecințele. Nimănui nu-i plac trădătorii, da? Dacă ar fi trădat, dacă ar fi zis, ne dăm de partea israeliților, sigur, toți fraților veneau împotriva lor. Lucru care îl vedem în capitolul 10. Ei trebuiau să iau o decizie. Decizia, sigur, nu era una ușoară. Aveau ori de luptat cu fraților, ori să se închine acestui Dumnezeu. Cred că sunt situații în viața noastră când frica sau ne lăsăm conduși de frică sau avem momente când luăm hotărâri în momente de teamă și de frică. Sigur, toți am experimentat lucrul acesta, dar cred că frica este îndreptățită doar în momentul când începi să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. În momentul acela trebuie să te temi. Este singurul moment de frică care Biblia îl tratează serios, parcă cu respect, parcă cu îndurare și spune abia acum începi să trăiești. Dar sunt momente când parcă tratăm
sau luăm hotărâri de frică când nu ar trebui să le luăm. Și Biblia spune că nu ar trebui să vă îngrijorați. Da, pot să mă îngrijorez ce voi mânca mâine, pot să mă tem, pot să iau decizii, hotărâri, mă gândesc că poate vine o boală peste mine, cancer care face ravagii, oare nu am cancer? Și încep să trăiești cu teamă și cu frică, lucruri care Hristos nu vrea să trăiești cu lucrurile acestea. Dar cu frica de El, asta cred că Hristos ar vrea să ai în inima ta. Ar vrea să ai în inimă frică când e vorba de neascultare de Dumnezeu. Și gabaoniții, dragii mei, și-au evaluat situația și au văzut că nu au altceva de făcut decât să se teamă de Dumnezeu. Preferau să lupte cu frații lor decât să lupte cu acest Dumnezeu despre care știau că nu au nicio șansă. Gabaoniții au priceput că dacă vor lupta împotriva lui Dumnezeu, vor pieri așa cum au pierit toate celelalte popoare. Acum îmi place versetul 24, când este întrebat, când sunt întrebați de Iosua, de ce ați procedat în felul acesta cu viclenie? Ei răspund în felul următor. Robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Poți să-i condamni pe acești gabaoniți că au vrut să trăiască? Există în noi dorința de a trăi. Dar nu doar în noi ca oameni. Uitați-vă la un animal, luați o pisică, nu știu, și aruncați-o undeva, sigur se agață de ceva, vrea să trăiască, e normal să trăiască. Atunci privesc la acești gabaoniți și pot să înțeleg lucrurile care au încercat să le facă și au dorit să trăiască când a auzit legea lui Dumnezeu și au gândit un vicleșug. Acum, vicleșugul acesta care l-au gândit ei, dragii mei, mă face să înțeleg că au studiat foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Probabil bătrânii s-au întâlnit cu toții și au zis, ce să facem înaintea acestui popor? Hai să studiem legea lor, hai să vedem ce spune legea lor. Dar în legea lor era o chestie care le dădea scăpare, dar doar dacă erau din cetățile de departe. Nu am pus toate versetele, puteți să citiți acasă până la versetul 18, s-au văzut că sunt în buletinele duminicale. Dar spune în felul următor, în Deuteronom, capitolul 20, de aici și-au luat ei arma, spunând în felul următor, când te vei apropia de o cetate, era poruncă dată de Dumnezeu lui Israel prin legea lui Moise, ca să te bați împotriva ei, să îmbini cu pace. Dacă primește pacea și deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea să-ți dea bir și să-ți fie supus. Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci sunt opresori. Și după ce Domnul Dumnezeul tău va da în mâinile tale să treci prin ascuțesul sabiei pe toți cei de parte bărbătească, dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele și tot ce va fi în cetate, toată prada și să mănânci toată prada vrăjmașilor tăi pe care ți-o dă în mână Domnul Dumnezeul tău. Așa să faci cu toate cetățile care vor fi de unde? De departe. Departe de tine și care nu fac parte din cetățile Canaanului. Și textul continuă spunând, dar cu privire la cetățile Canaanului, cetățile care sunt aproape de tine, să le nimicești cu desăvârșire, să nu faci legământ cu ei. De ce? Menționează acolo, ca să nu te atragă la dumnezeii lor. Problema lor era dumnezeii din acele cetăți, zeitățile, viața imorală care o duceau și viața idolatră. Și atunci aceștia trebuiau nimiciți, dar cu popoarele de departe puteai să faci legământ. Problema ta este aici, nu unde trăiesc ei. De patru ori menționează capitolul 9, vrem să fim rob. De cinci ori menționează, vrem să intrăm în legământ cu voi. Vrem să intrăm în acest legământ de pace. Acum, versetul 9 îmi place din textul nostru. Spune, robii tăi vin dintr-o țară foarte departe pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit, ziceau ei. Acum, spuneau ei adevărul. Spuneau adevărul, erau următoarele cetăți de cucerit, la 3 zile distanță. Vedem în capitolul 10, o noapte au călătorit ostașii și au ajuns la cetățile lor. Erau următoarele cetăți care trebuiau nimicite. Și au mințit, n-au spus adevărul.
Acum, erau ei interesați, stau și mă întreb, de faima acestui Dumnezeu? Ar fi dorit să-L cunoască pe acest Dumnezeu? Sigur că da. Când vezi un Dumnezeu viu, ei n-au avut parte de astfel Dumnezei. Fiecare om își face Dumnezeu ca să îi slujească pe ei, nu ca ei să slujească Dumnezeilor acelora. Și au format Dumnezei și lumea, are formată Dumnezei cât mai nu maleabil, să te lase să trăiești în viața ta, să nu te judece cu nimic. Dar ei vedeau acum acest Dumnezeu al lui Israel, viu, prezent, cu semne și minuni. Iordanul a fost despărțit, cetățile, zidurile Erihonului au căzut, au văzut puterea acestui Dumnezeu și au decis să-L cunoască. După cum spuneam, este greu să nu-i admiri pe gabaoneți. Este greu să-i judeci pentru că au vrut să trăiască. Deși erau sortiți mâniei lui Dumnezeu, ei au trebuit să caute o soluție să trăiască. Dar textul ridică câteva întrebări. Și prima întrebare care mi-o pun, a păcătuit Iosua făcând legământ cu ei? Nu cred că a păcătuit, pentru că legea lui Dumnezeu era clară. Deuteronom 20 era și pentru Iosua. Ce trebuia să facă cu cetățile care erau de departe? Fă legământ cu ele. Nu e nicio problemă. Fă legământ cu ele. Știa legea. Problema noastră apare că aceste cetăți erau din mijlocul lor. Legământul care l-a făcut Iosua, nu a făcut o cetate departe, a făcut o cetate care era în mijlocul lor. Și stau și mă întreb. Textul în versetul 14 ridică o întrebare și spune, a păcătuit? Sau n-au întrebat pe Domnul. Au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Au văzut că erau uscate. Acum sunt două versiuni. Ori n-au întrebat pe Domnul, pentru că ce să întrebi pe Domnul când vezi pâinea uscată, burdufurile, încălțămintea, când totul era vechi pe ei? Ce să întrebi? Că legea era clară. Cuvântul lui Dumnezeu spunea clar. Îți de departe, fă legământ cu ei. Dar poate să fie și într-o conotație mai negativă. N-au întrebat pe Domnul, că dacă ar fi întrebat pe Domnul, le-ar fi zis Domnul, vezi că sunt din mijlocul tău. Dar sigur Dumnezeu ar fi completat ceva cu privire la ei. Văzând teama și frica din inima lor, văzând dorința lor de a-L cunoaște și de a trăi, de a cunoaște acest Dumnezeu și de a trăi, și ar fi zis, dar primește-i în legământ. Pentru că singurul lucru care te poate băga în legământ cu Dumnezeu, dragii mei, și eu cred că în felul acesta am intrat toți, a fost frica de Domnul. Altfel niciunul n-am fi stat în legământ cu Dumnezeu. Dar ne întrebăm, oare a păcătuit Iosua neîntrebând pe Domnul? Și aș spune, sigur că nu a păcătuit. Poate a fost o greșeală, dar în niciun caz nu a fost un păcat. Pentru că dacă ne uităm în lupta din capitolul 10 din Iosua, dacă ar fi fost un păcat în mijlocul lor, sigur Dumnezeu nu le-ar fi dat victorie. Ci asemenea ca la Ai, Dumnezeu ar fi fost împotriva lor și i-ar fi zis lui Iosua, vezi că ai făcut un lucru greșit. Acum stau și mă întreb, oare faptul că le-a jurat pe Domnul, din cauza aceasta nu mai puteau da înapoi, pentru că textul pare că ne duce în direcția aceasta. Le-am jurat, nu putem să-i omorâm. Nu mai putem. Chiar dacă vrem, nu mai putem. Dacă ne uităm în Levitic, capitolul 5, vorbește acolo și spune, dacă ai făcut o juruință ușoară înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aduci o jertfă. Dar tot în Levitic, capitolul 4, avem câteva versete care totuși le-am adus înaintea dumneavoastră. Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit, Dumnezeu a lăsat anumite legi și reguli pe care sigur ei le știau. Le știm noi care avem întreaga Scriptură, dar pe ei care doar legile acestea le aveau. Și uitați ce spunea Levitic, capitolul 4. Citiți Levitic, capitolul 5, vorbește de juruințe. Capitolul 4 spune, dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva unuia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuiau făcute, și făcându-se astfel vinovată, și dacă păcatul săvârșit s-a descoperit, adunarea să aducă un vițel ca jertfă de ispășire, și anume să-l aducă înaintea cortului întâlnirii. Versetul 22 și 23. Dacă a păcătuit o căpetenie, să presupunem că era vina lui Iosua,
da? Făcând fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului, Dumnezeului său, lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă, un țap fără cusur. Și în felul acesta, dragii mei, își rezolvau problema, nu trebuiau să intre în legământ cu ei. Mai mult de atât, aș spune, dragii mei, jurământul care a fost făcut a fost un jurământ care puteau să rupă, pentru că s-a folosit de vicleșug și de minciună oamenii aceștia. Dar stau și mă întreb, oare are Dumnezeu așteptarea în momentul în care faci un jurământ, nu în paguba ta, un jurământ care calcă porunca lui Dumnezeu, are Dumnezeu așteptarea ca tu să te ții de acel jurământ? Cu siguranță nu, da? Mă roagă un prieten, eu știu să-l ajut să care mobila din casă și aflu după aia că îmi dau cuvântul și aflu că, eu știu, gulește casa unui hoț, zic, opa, nu mă bag. Da? Până aici, chiar dacă mi-am dat cuvântul, chiar dacă am promis, așa și ei, dacă au promis și au făcut un jurământ care au aflat acum că calcă porunca lui Dumnezeu, sigur Dumnezeu nu se aștepta ca ei să-l țină. Dar jurământul acesta, dragii mei, și un jurământ, cred că stă în picioare sau este valabil, valid, în momentul în care ambele părți își respectă partea din jurământ. Altfel, contractul sau legământul nu are cum să stea în picioare decât dacă ambii parteneri îl respectă. Nu este normal? Mi se pare normal. Încheiem o afacere, o tranzacție și tu te obligi să faci ceva și eu mă oblig să fac altceva în măsura încât tu, în care tu îți împlinești partea ta, îmi împlinesc și eu partea mea. Mă gândeam la Dumnezeu și poporul Israel și Dumnezeu a rupt legământul cu poporul Israel. A rupt legământul cu împărăția de nord în momentul când au neascultat de Dumnezeu. A rupt legământul cu împărăția de sud în momentul când au neascultat cu Dumnezeu. Pe unii a dat în mâna asirienilor, pe unii a dat în mâna babilonienilor. Și Dumnezeu a rupt legământul. De ce? Pentru că poporul nu și-a făcut partea lui. Acum, dacă este adevărat lucrul acesta, mai e o întrebare. De ce a cârtit toată adunarea împotriva căpeteniilor dacă ce au făcut nu a fost păcat? De ce cârtirea acestui popor împotriva căpeteniilor, împotriva lui Iosua? Cred că povestea cu Acan era destul de proaspătă în mintea lor. Gândiți-vă în felul acesta. Un singur păcat săvârșit de un singur om a dus pedeapsa peste tot poporul. Acum, cum aveau israeliții să fie siguri de ascultarea sau de credincioșia, că ei promiteau ascultare și credincioșie de poruncile lui Dumnezeu, a peste probabil 40.000 de heviți? Cum puteau să fie siguri, mai ales când priveau la vicleșugul cu care ei au intrat în poporul Israel sau au venit în mijlocul lor? Vă spun că nici noi nu am avea încredere într-un astfel de om dacă ar veni în mijlocul nostru cu vicleșugul, cu minciuni. Și noi poate l-am pedepsi și noi poate am spune la unison cu ei, da, merită moartea. Dar abia când le auzi motivația de ce au procedat în felul acesta și vezi frica din spatele lor, începi să simți ceva din inima lui Dumnezeu. Pentru că ce vrea Dumnezeu? Vrea moartea păcătosului sau vrea mântuirea lui? Vrea schimbarea vieții lui? Acum gândiți-vă puțin la ei. Heviții aceștia erau plini de păcate. Dacă Sodoma și Gomora a fost nimicită de Dumnezeu din pricina păcatelor lor, aceeași pedeapsă o declarase Dumnezeu acum și în dreptul lor. Și ei trăiau în păcate și cu aceste păcate ei intrau în poporul lui Dumnezeu. Ei ar fi trebuit să-i accepte. Problema știți care era? Ei nu puteau fi siguri că ei își schimbă viața. Dar aici, Dumnezeu îi chema la a le înțelege începuturile, la a înțelege pe cuvânt, a le crede că frica lor, dragii mei, era reală. Îmi place poziția pe care ei o iau în versetul 25. La un moment dat ei spun, da, am mințit.
Am umblat cu vicleșug. Iată de ce am umblat cu vicleșug. Dar acum suntem în mâinile voastre. Fă cu noi ce vei crede că este bine să faci. Vrei să ne omori? Acceptăm, nu ne batem, ne supunem. Vrei să ne primești ca robi și să vezi că nu mințim în lucrurile care le spunem? Parcă fă cu noi o probă. Pentru că orice păcat ar fi făcut de aici încolo, dacă și-ar fi trăit la fel viața, ar fi fost nimiciți din poporul Israel. Dragii mei, gabaoniți au fost gata să moară ca să intre în poporul lui Dumnezeu și stau și mă întreb, oare nu în forma asta am intrat fiecare dintre noi în biserica Domnului? Când am simțit că suntem sortiți nimicirii, morții, și singura modalitate de a intra în poporul lui Dumnezeu în vremea aceea era să te tai împrejur, să devii israelit și să respecti ascultând legea lui Dumnezeu. Intrai în poporul Domnului, dar ca să rămâi în poporul Domnului, trebuia să rămâi în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Altfel, nu însemna că dacă le-a jurat aici și le-a promis aici, nu puteau fi nimiciți mai târziu. Iosua îi primește, dar îi primește parcă punând un blestem asupra lor, și anume, pentru că ați intrat în felul acesta în poporul Domnului, trebuie să lucrați la casa Domnului. Dar spune, de oare nu asta își doreau și ei? Să stea aproape de acest Dumnezeu despre care au auzit tot felul de semne, tot felul de minuni, tot felul de lucruri grozave? Gabaoniți au făcut, aș spune, nu doar un legământ fizic cu Iosua. Acest legământ, din pricina minciunii, putea fi anulat. Au făcut un legământ spiritual. Prin frica lor, și această frică i-a făcut să intre în poporul lui Dumnezeu. Și cred că, dragii mei, Dumnezeu întotdeauna va lucra în inima unui om care se teme de El. Întotdeauna. Aceasta este inima cu care Dumnezeu poate să lucreze. O inimă netemătoare de Dumnezeu, Dumnezeu nu are ce să facă cu ea. Poți să spui despre de pe buze multe. Contează ce este în inimă. Dar dacă ne uităm în istoria poporului Israel, dragii mei, cu privire la acești gabaoniți, Dumnezeu îi binecuvântează într-un mod deosebit. Aș spune, începând din capitolul următor, Dumnezeu luptă pentru ei, făcând să cadă pietre din cer. Dumnezeu oprește soarele și luna pentru ei. Cetatea Gabaonului, mai târziu în istorie, a devenit o cetate preoțească. Cortul lui Dumnezeu a stat multă vreme în Gabaon, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei s-au întors din robia babiloniană atunci când mulți israeliți nu au vrut să se întoarcă. Foarte interesant, doar dacă ne gândim la aspectele de ce nu au vrut să se întoarcă, trăiau foarte bine în Babilon. Când am studiat cartea Isaia, ne-am adus aminte cum de nu au vrut să se întoarcă înapoi, dacă era și scris că Dumnezeu îi întoarce înapoi după 70 de ani, trăiau bine acolo. Nu puteau să-și lase afacerile. Gabaoniții s-au întors. Ei au ajutat la întărirea zidurilor pe vremea lui Neemia și multe alte lucruri care se pot spune despre ei. Dintre ei erau între vitejii lui David, cei 30 de viteji, aproape de inima împăratului. Dragii mei, în toată istoria lui Israel nu avem nicio înregistrare că venirea lor în Israel ar fi fost greșită. Când ne uităm la gabaoniți, putem vedea în felul următor. Blestemul lor a fost transformat în binecuvântare. Acum, toate sărbătorile din Israel, nu exista sărbătoare în Israel care să nu-L aibă pe Dumnezeu în mijloc și care să nu-I aibă pe gabaoniți acolo. Ei erau cei care aduceau lemnele, ei erau cei care aduceau apa, ei erau aceia care participau la toate sărbătorile lor. Nu știu cum ați intrat voi în poporul Domnului, în biserica Domnului, dar cred că ați intrat la fel ca mine. V-a fost frică din pricina păcatelor care le-ați făcut. V-a fost frică că meritați moartea. Și ați ales să scăpați. Ați ales să vă pocăiți înaintea mâniei lui Dumnezeu. Și în felul acesta am procedat, cred că toți. Și atunci mi-am amintit din nou, Iosua capitolul 9, mi-am amintit că Evanghelia lui Dumnezeu
nu începe cu Ioan 3:16, unde spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, da? Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, ci Evanghelia lui Dumnezeu începe cu Romani, capitolul 1, unde ce vorbește? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușă adevărul lui Dumnezeu, care nădușă adevărul în nelegiuirea lor. Cu asta începe Evanghelia lui Dumnezeu. Eu nu am cum să pricep cât de bun a fost Dumnezeu cu mine. Nu am cum să pricep harul care l-a avut cu mine. Dacă nu pricep pedeapsa care o meritam, trebuie să fac o crimă, legea să mă pedepsească la moarte și cineva să spună, lasă-l deoparte, mor eu pentru el. Abia atunci pot să pricep ce a făcut omul acela pentru mine. Dacă vine cineva și moare pentru mine, fără ca eu să știu de ce a murit omul acela, nu mă afectează în niciun fel. Dar cred, dragii mei, că nu putem înțelege harul lui Dumnezeu dacă nu înțelegem mai întâi gravitatea păcatului nostru și pedeapsa pe care noi o meritam. Gabaoniții au priceput și au înțeles ce meritau. Au înțeles prin legile care au fost scrise. Meritam moartea din pricina vieții noastre imorale. De aceea au putut aprecia harul lui Dumnezeu. Și au putut să se țină cu ambele mâini de harul acesta. Nu au fost șmecheri, nu au dat înapoi. Nu avem nicio consemnare că mai târziu, după o lună, două, trei, când s-au văzut cu saci în căruță, au zis, gata, am scăpat. Putem să ne reluăm viața noastră veche. Nu. Ei au rămas legați de acest har al lui Dumnezeu pentru că au știut de unde au fost scăpați. Gabaoniții au dat dovadă că se poate să te împotrivești păcatului sau diavolului, dragii mei, dacă cu adevărat te temi de Dumnezeu. Câteodată suntem robiți de anumite păcate care ne dau târcoale, care vin peste noi, care nu ne lasă și parcă spunem, nu pot să scăp. Dar oare ei, cum au putut? Teama de Dumnezeu a fost mult mai puternică înaintea ochilor lor decât dulceața păcatului. Cred că niciunul dintre noi nu am avut viața lor de păcat și cu toate acestea, ei au putut să renunțe la tot ce înseamnă păcat și dacă ei au putut să renunțe, și noi putem. Gabaoniții au ales să fie robi lui Dumnezeu o viață întreagă decât să mai trăiască puținul timp care l-aveau pe pământul acesta în plăceri, în distracții, în tot ceea ce mai puteau face ei. Și mi-aș spune, oare nu la asta am fost chemați și noi să slujim lui Dumnezeu o viață întreagă ca să ne bucurăm o veșnicie față de viața asta de păcat puțină? În Proverbe, capitolul 9, Solomon spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și după cum spuneam, din pricina acestei frici, fiecare dintre noi am intrat în Biserica Domnului și mi-aduc aminte, la început de drum, această frică era înaintea ochilor mei și căutam să mă curățesc de orice păcat. Nu vroiam să vin în mijlocul bisericii cu niciun păcat. Dar la un moment dat timpul ușor, ușor a trecut. Și veneam în mijlocul acesta și poate chiar în mijlocul bisericii păcătuiam, având tot felul de gânduri de judecată asupra unui frate sau asupra altuia. Și la un moment dat, nu doar că nu mă mai temeam de Dumnezeu, dar îmi găseam și justificări, că este normală judecata pe care o aduc. Și am stat și mi-am pus întrebarea, oare de ce se întâmpla lucrul acesta cu mine? Cu siguranță dispăruseră din viața mea frica de Domnul. Nu mai aveam înaintea ochilor mei frica de Domnul, nu mai realizam ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Și am lăsat diverse situații să mă influențeze. Și cred că sunt situații în viața noastră, dragii mei, când începem să ne temem mai mult de contextele în care suntem. Lumea pune presiune pe noi și o presiune din aceea când vezi că tu faci ceva bun, el se uită la tine și spune, băi, dar ce prost ești, cum ai putut să faci așa? Ai luat tu portofelul ăla cu 5.000 de euro și i-ai dus la... Da, așa îmi spune Dumnezeu.
sau îți oferă nu știu ce avantaje. Băi, ce fel ești, da? Și ne e frică câteodată. Și parcă ne temem mai mult de ce reacție au ei față de noi decât reacția care o are Dumnezeu față de noi atunci când nu ascultăm. Parcă ne vine greu să suportăm ocara lor, batjocora lor sau chiar privirile lor răutăcioase. Dar cu toate acestea, teama de Dumnezeu, spune Scriptura, că este începutul înțelepciunii. 1 Petru spune așa: și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Pribegim, dar cu teamă și cu frică. Frica de Domnul nu este o altă cerință a Domnului în umblarea noastră pe pământul acesta, ci este singurul mod prin care ne păstrăm în legământ cu Dumnezeu. Cred că este denotat lucrul acesta, dragii mei. Nu este o altă cerință lângă toate celelalte cerințe, trebuie să faci lucrul ăsta, ci eu cred că a te păstra în legământ cu Dumnezeu, doar prin această teamă, reală teamă de Domnul, ne păstrăm. Și mă bucur că în biserica noastră, de când știu, biserica aceasta s-a zugrăvit o imagine corectă a lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este bun, milos, îndurător, iertător, dar pe de altă parte s-a zugrăvit și cealaltă imagine a lui Dumnezeu, că este sfânt, de trei ori sfânt, că nu te poți juca cu nicio formă de păcat, că nu poți să nu vezi că este drept, că este corect și că va pedepsi pe fiecare după faptele lui. Și mă bucur de lucrul acesta pentru că cred că sunt multe biserici care vorbesc mai mult de harul și îndurarea lui Dumnezeu și uită să vorbească și de frica de Domnul. Apostolul Pavel aduce un echilibru în Romani, capitolul 9, vorbind bisericii, spunând în felul următor: trebuie să știți și de asprimea lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu. Nu doar de bunătate sau nu doar de asprime, trebuie să le luați împreună. Și cum spunea Ionuț, am acceptat acea compatibilitate doar prin Hristos. Biblia zice în Galateni, capitolul 6, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va secera, cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Ce este remarcabil câteodată, și probabil asta nu ne sperie, că Dumnezeu ne lasă, atunci când păcătuim, să mergem mai departe în viața noastră. Nu se întâmplă nimic, niciun foc din cer. Ne lasă să ne ducem viața mai departe. Și noi presupunem că Dumnezeu ne înțelege până într-o zi, când vom sta în fața sfințeniei Lui, în fața tronului, o sfințenie care n-am mai simțit-o niciodată. Și în momentul acela ne va întreba cum și de ce am făcut toate lucrurile care le-am făcut. Nu știu ce vom putea răspunde în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Dar știți ce cred că mă întreabă Domnul și ne întreabă pe fiecare astăzi, dragii mei? Ce avem de gând să facem cu lucrurile din viața noastră care îl întristează pe Dumnezeu? Pentru că în funcție de cum ne răspundem la această întrebare, putem vedea dacă suntem oameni religioși sau suntem oameni credincioși. Suntem oameni care avem frică de Dumnezeu sau doar o evlavie nefondată, de pe buze? Putem acoperi păcatul cu tot felul de forme religioase sau putem să spunem cuvintele care le auzim des în Scriptură: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și eu cred că asta e poziția care fiecare dintre noi trebuie să o aducem înainte lui Dumnezeu. Gabaoniții, după întâlnirea lor cu Domnul, nu au mai fost aceiași. Au lepădat viața veche care au avut-o. Au lepădat orice formă de păcat și au început să trăiască după poruncile lui Dumnezeu. Îmi doresc, aș spune, să avem această inimă a gabaoniților. Nu cu viclenie, ci această inimă a lor cu frică de Dumnezeu. Această frică care i-a făcut să intre în legământ cu Dumnezeu. Și avem înaintea noastră pâinea și vinul, care ne amintește de un nou legământ făcut în sângele său. Dacă gabaoniții au intrat în legământ cu Dumnezeu pe baza cuvintelor lui Iosua și Dumnezeu și-a ținut legământul cu ei, nu pe cuvintele lui, ci pe cuvintele lui Iosua, cu cât mai mult Dumnezeu nu-și ține legământul său cu noi.
El ce ne-a promis? De câte ori facem lucrul acesta, El ne amintește ceva. Și anume, nu vom mai bea, spune cuvântul lui Dumnezeu, din paharul acesta, da, sau nu vom mai sta la masă cu voi, până când nu-l voi bea nou în împărăția mea. Ori de câte ori vin și iau din pâine și din vin, nu mi amintesc doar de moartea și învierea Lui, îmi amintesc de o promisiune care mi-a făcut-o, că va mai veni un moment acesta în istorie când va trebui să stăm la masă cu El. Gabăuniții au venit înaintea lui Iosua și i-au zis, fă cu noi ce vei crede. Aceasta cred că a fost poziția care am venit și noi înaintea lui Dumnezeu când ne-am pocăit. Doamne, fă cu noi ce vrei. Când am ajuns la picioarele crucii cu păcatele pe noi, Doamne, fă cu noi ce vrei. Eu nu-mi găsesc un alt drum în viață decât dacă sunt împreună cu Tine. Stau și mă întreb dacă putem să rostim din nou cuvintele acestea. Dacă încă pot să le rostesc astăzi. Doamne, fă cu mine ce vrei. Chiar dacă ar fi să pierd nu știu ce afacere. Chiar dacă ar fi să, nu știu, în dreptul fiecăruia dintre noi. Doamne, eu vreau să mă țin de poruncile Tale. Vreau să ascult de legea Ta. Dați-mi voie să vă spun un lucru care mi s-a părut frumos în text. Am făcut puțin, să zic, o translatare în Noul Testament. Gândiți-vă la legământul care îl face Iosua cu poporul acesta. El abia... Era o promisiune care le-a promis. Da, fac legământ cu voi, dar abia după 3 zile legământul acesta a devenit valid. Putea fi rupt oricând până acolo, da? Au zis, ne-a mințit. Rupea legământul cu ei și îi omora pe toți. Dar legământul a fost valid pentru gabăoniți abia a 3-a zi, când le-a promis că nu vor muri și devin robii lor. Acum gândiți-vă la legământul care l-a făcut Hristos cu noi. În noaptea în care a fost vândut, a făcut un legământ. Ucenicii care erau la masă, în moartea Lui, da? Dar când a devenit El valid? După înviere. Abia a 3-a zi când a înviat, legământul a devenit valid și pentru noi. Dacă nu mai învia Hristos, dacă nu învia niciodată, noi eram încă morți în păcatele și în greșelile noastre. Dar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, aș spune că ne lovește de fiecare dată și ne cercetează, arătându-ne care este starea și poziția noastră astăzi. Domnul nostru nu a dorit ca niciunul dintre noi să piară, ci a dorit ca fiecare dintre noi să venim la viață. Din cauza aceasta a murit El în locul nostru, ca eu să intru în acest legământ cu Dumnezeu. Dar a spune, va mai veni un moment al mâniei lui Dumnezeu. Un moment, dragii mei, despre care, nu doar ca în cartea Iosua, aș spune că în cartea Iosua avem o imagine slabă a mâniei lui Dumnezeu, deși e destul de grozavă. Dar dați-mi voie să citesc în Apocalipsa și cu textul acesta aș vrea să închei cât de grozavă va fi natura întreagă în ziua mâniei Lui. Când a rupt mielul pe cetea 6, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut de pe cer, au căzut din cer pe pământ. Cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robi și toți oameni slobo s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate sta în picioare? Textul se încheie cu această întrebare. Cine poate sta în picioare în ziua mâniei Lui? Vă spun, doar cei care au intrat în legământ cu Dumnezeu, doar cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului, doar cei care au avut înaintea ochilor lor frica de Domnul și au trăit în ascultare de poruncile Lui,
De aceea să facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi, în viața care ne-a rămas pe pământ, să nu pierdem dinaintea noastră frica de Domnul, ca să putem pricepe harul și bunătatea care ne va fi dat la venirea Lui. Amin. Amin.